Suntem cu Marian Stoian în emisiune. Ne pregătim să vă arătăm programul de antrenament pentru spate. Vă reamintim că Marian are o vechime în acest sport de 12 ani. De 12 ani face culturism. A câștigat câteva titluri importante. Este bine să urmăriți programul pe care el îl face, pentru că nu se știe care parte din el, dacă o utilizați, veți descoperi că este exact ceea ce vă lipsea ca dumneavoastră să ajungeți să progresați foarte repede și să ajungeți la rezultatele pe care vi le-ați dorit dintotdeauna. Haideți să începem programul de antrenament. Poți să ne spui care sunt exercițiile pe care le folosești? Da, în primul rând, cel mai des folosit exercițiu de mine sunt tracțiunile la bară. Cu acestea începi? Tracțiunile, da. Tracțiuni cu propria greutate, iar în cazul în care mă simt mai bine la antrenament, atașez și câteva greutăți. Al doilea exercițiu e ramat cu bara din aplecat sau ramat cu o ganteră, la fel de din aplecat la 90 de grade, și închei cu îndreptările pentru partea inferioară. Câte serii faci din fiecare exercițiu? În general lucrez între 3-4 serii, total 10-12. Ok, hai să trecem la treabă și să vedem tracțiunile pe tracțiunile și mai apoi celelalte exerciții. Acest exercițiu se numește tracțiune la bară cu priză largă și este cel mai important exercițiu pentru dezvoltarea masei marelui dorsal și lățirea spatelui. Deși cu cât este priza mai largă, cu atât se obține o izolare mai bună a efortului pe mușchiul dorsal, este mai indicat să folosim o priză doar cu puțin mai largă decât lățimea umerilor, pentru a avea o cursă mai lungă a mișcării. Depărtarea excesivă a mâinilor duce la scurtarea drastică a cursei mișcării și la scăderea eficienței acestui exercițiu. Avantajul major al acestui exercițiu este acela că permite cea mai lungă cursă a mișcării dintre toate exercițiile de ramat. În plus, datorită sprijinului pe o bancă sau pe un scaun realizat cu mâna opusă celei care lucrează, mijlocul este foarte bine protejat. În mod ideal, gantera trebuie ca pe măsură ce urcă să efectueze și o ușoară mișcare dinspre în față spre în spate. Alt aspect important de ținut minte este acela că nu trebuie să răsuciți excesiv trunchiul. În schimb, umărul trebuie să aibă o mișcare cât mai amplă față de planul trunchiului, iar cotul să urce cât mai mult față de același plan. Nu uitați că în timpul execuției spatele trebuie să fie drept, chiar ușor cambrat. Mișcarea trebuie controlată pe tot parcursul exercițiului, fără a imprima o accelerație ganterei, așa cum fac greșit unii din dorința de a completa mișcarea în cazul folosirii unor greutăți prea mari pentru forța lor. Acest exercițiu este unul de bază pentru dezvoltarea spatelui, efectul lui răsfrângându-se asupra unor zone întinse ale acestuia, cuprinzând marele dorsal, trapezul inferior, rotundul mare și rotundul mic, dar și zone adiacente precum deltoidul posterior și mușchii lombari. Fiind un exercițiu constructor de masă musculară, este bine să folosiți greutăți mai mari pentru a beneficia din plin de eficiența lui. Nu uitați însă că nu trebuie să sacrificați niciodată forma corectă de execuție, doar de dragul măririi greutăților. Mărirea exagerată a acestora și folosirea unei zvârniri din picioare favorizează accidentările. În timpul executării tracțiunilor, trag de omoplat spre spate, astfel încât forța să fie concentrată asupra spatelui. În caz contrar, bicepsii și vor lucra la acest exercițiu. Următorul exercițiu pe care l-am efectuat, ramat din aplecat cu o ganteră. Acest exercițiu este foarte un exercițiu de masă musculară pentru densitate, în special. Îndreptările cu bară, un exercițiu de bază în culturism, unul dintre cele mai grele, alături de genoflexiuni. Aici execut între 4 și 6 repetări. De asemenea, foarte importantă este poziția spatelui. În caz contrar, există riscul de accidentări.